Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit la punctul PI. Vorbim astăzi despre alegerile din SUA, pentru că ele sunt importante și pentru România și pentru Constanța, dar vorbim și despre cei 2 ani de mandat care se împlinesc atât în municipiul Constanța, cât și în județ, adică atât pe plan local, cât și pe plan național. Cred că în decembrie au fost alegerile pentru parlamentare. Tulburel de Constanța, i-am spus emisiunii. Așa e, nici must, nici vin. Așa este perioada din punctul meu de vedere. Vom vedea ce spune și invitatul meu de astăzi. Nu l-ați mai văzut de ceva vreme la televizor din perspectiva de analist politic, dar trebuie să mărturisesc un lucru. Mi-a făcut mare plăcere întotdeauna, de când fac presă și sunt mulți ani, să l-am invitat și să vorbim despre politică, pentru că are o viziune echidistantă, chiar dacă a fost implicat în multe momente în politică și a spus întotdeauna lucrurilor verde în față. Fie că a avut poate și neplăceri din cauza asta, dar nu o să intru în detalii. Mihai Petre, invitatul meu de astăzi. Bună ziua, Mihai! Mulțumesc, Cristi, pentru invitație, bine te-am regăsit și mă bucur cumva că am schimbat scaunele. Ah, da. Lumea te-a văzut în altă postură, dar chiar te-am întrebat de când n-ai mai fost invitat într-o emisiune în rolul acesta de analist politic. Să fie câteva luni de zile, Da. câteva luni bune, și pot să spun că așa, cumva îmi lipsește să vorbesc și din perspectiva celui care este întrebat, că de-a lungul timpului eu așa m-am obișnuit Să fii să fiu întrebat. întrebat, nu să pun întrebările, dar am schimbat rolul și a fost și este o experiență interesantă să pui și întrebări. Sunt convins. De fapt, știu asta, da. Bun, vorbim despre Constanța și acum sub despre tulburărul de Constanța, dar se pare că să începem discuția, așa cum am stabilit împreună cu alegerile din SUA, se pare că e tulburel și Este. acolo. Da. Bun, în primul rând, sunt importante alegerile de acolo pentru România, pentru noi, sau ne batem așa gura de pomană? Sunt importante pentru întreaga planetă, pentru întreaga lume, alegerile din Statele Unite, pentru că în continuare Statele Unite dau ora exactă pe mapamond. Alegerile de alaltă ieri, pe 8 noiembrie, sunt cunoscute la americani și în întreaga lume sub numele de midterm elections. Ce înseamnă asta, să explicăm? Înseamnă că la jumătatea mandatului prezidențial au loc alegeri. Numai că ei au un sistem electoral cu totul deosebit și trebuie puțin explicat. Deci nu se aleg la 4 ani, dar nici la 2 ani toți, ci pe bucăți, de pildă. Da, exact. Aceste midterm elections vizează în primul rând Camera Reprezentanților, care este compusă din 435 de locuri, toate sunt scoase pe masă, iar candidații vin și își expun platformele electorale și sunt aleși atât prin votul direct la urne, cât și prin votul prin corespondență, care, iată, și astăzi generează o grămadă de reacții, în special din partea republicanilor. Deci avem 435 de locuri din cameră scoase la mezat. Apoi, Senatul american, aici este foarte important, este alcătuit din 100 de locuri și la 6 ani de zile, din 2 în 2 ani, sunt alegeri pentru câte o treime din Senat. Da, se rânuiește așa. Da, da, da. Câte o treime se reînnoiește și anul acesta se reînnoiește o treime. 35 de locuri din Senat sunt supuse procesului electoral. Și evident, cine ajunge să controleze cele două camere, cele două elemente parlamentare, categoric are un cuvânt foarte greu de spus în politica americană. Dacă sunt republicanii, vor deveni opoziție sau chiar putere până la urmă, pentru că, spre deosebire de România, în Statele Unite ale Americii, ca să treci un proiect legislativ, ai nevoie de ambele camere. Dacă nu trece printr-una, la revedere, nu-i ca la noi, ți-o respinge Senatul și intri în cameră Una dintre ele este decizională la la noi, noi. Da, la la ei noi, da. ambele. Deci poate fi respinsă de Camera Deputaților, dar să treacă la Senat. S-a și întâmplat, În cred că recent. România, da, dar Da, România, mă rog, asta e o altă discuție.
sunt mai sănătoși americanii. Hai, cineva greșește și la noi. Adică ori senator, cam la deputaților. Sau, mă rog, are un punct de vedere diferit. Păi a fost chiar recent o lege, poliția locală, dacă poate sau nu să ridice mașinile care sunt parcate pe trotuar. Cred că senatul a spus nu, camera deputaților, da, mă rog, și a fost decizională. Da. Da. Oameni pe care nu e la lege. Mă rog, și mai, mai este un segment electoral care se desfășoară la midterm elections, și anume posturile de guvernator. Sunt 50 de state în Statele Unite ale Americii și odată la 4 ani sunt alegeri în 34 de state și odată la 2 ani, inclusiv atunci când sunt alegeri prezidențiale, sunt alegeri în două state, New Hampshire și Vermont, că le-am și scris că e bătaie de cap cu este bătaie de cap și astăzi a venit momentul pentru 36 de state să fie, să-și aleagă guvernatorii din cele 50. Deci dacă stăm să ne gândim, sunt 435 de locuri în Camera Reprezentanților, sunt 35 în Senat și sunt 36 de posturi de guvernator, practic mai mult de jumătate plus unul din total se aleg astăzi în, sau ales, ales în Statele Unite. Se poate schimba balanța, clar, între Republica și Democrația. Absolut. Se vorbea înainte de aceste alegeri de un val roșu, un val al republicanilor, care se pare că n-a fost un val, n-a fost un tsunami, cum se preconiza, sau cum cel puțin se lăsa impresia că, că va fi. Dar la cum arată lucrurile astăzi, în condițiile în care nu putem discuta despre numărătoare finală și nu vom vorbi despre acest rezultat final decât pe 6 decembrie, atunci de când ce pe 6? Se vor, la momentul vorbirii, sunt că se numără voturile în 4 state, în Nevada, în Arizona și în Alaska. Două dintre ele sunt proiectate a fi câștigate de republicani, unul de democrați, și este un stat, Georgia. Deci al patrulea, dar Georgia. Unde s-a încheiat numărătoarea, numai că n-a câștigat niciunul dintre cei doi candidați favoriți, că sunt mai mulți acolo, niciunul dintre ei n-a atins pragul de 50% și ca atare va exista un tur 2 în Georgia pe 6 decembrie. Și se pare că în acest stat, în Georgia, se va decide majoritatea din Senat. Proiecțiile de astăzi arată că republicanii vor avea 50 de posturi în Senat și democrații 47 sau 48, doar că pentru a avea majoritate pentru republicani e nevoie de 51 de locuri. Întrebarea e, dar de ce? Pentru că în cazul în care există un balotaj 50-50 în Senat, votul care devine decizional și decisiv aparține Kamala Harris, vicepreședintelui democrat al Statelor Unite. Deci 51-50 ar fi pentru democrați. Te cam doare capul la un moment dat. Da? Dar așa este la ei. Pare un sistem un pic mai complicat. Este mai complicat. La care se pare că la ei funcționează foarte bine, însă acesta mai are puțină logică, dar alegerile prezidențiale pentru mine încă reprezintă un mare semn de întrebare. Cum poți avea mai multe voturi la urne și să pierzi alegerile pentru că numărul de electori este mai mare pentru candidatul care practic a pierdut ca număr efectiv de voturi. E o chestiune criticată inclusiv în Statele Unite. Se cere cumva schimbarea acestui sistem pentru că nu e normal, spune foarte lumea. De ce nu schimbă? Câștigi mai mult. Probabil că, nu știu, e așa de împământenit sistemul acesta că e greu să-l schimbi. Și deci, nu cred că există sistem perfect. Astăzi, la această oră, din datele care sunt accesibile pe internet, în Camera Reprezentanților, republicanii câștigaseră 207 locuri și democrații 184, iar majoritatea se face cu 218. Deci ar mai fi pentru republicani încă 11 locuri până la majoritate și se pare că se apropie de această cifră, cu amendamentul că în comparație cu rezultatele anterioare ale alegerilor pentru Camera Reprezentanților, republicanii au câștigat 6 locuri în plus și democrații au pierdut 8. Iar la Senat, aici e o discuție deja
Dacă te uiți pe anumite statistici, vezi 48-46 pentru republicani, dacă te uiți pe altele, vezi 49-48. E deci undeva spre care... 51 de care au nevoie. Da. Nu trec de 50, că n-au cum. Georgia face diferența. Doar dacă cumva se schimbă ceva în celelalte trei, în statul în care conduc democrații la numărătoare. Numai așa s-ar putea schimba lucrurile. Aici este foarte interesant de observat că republicanii pierd un mandat, democrații câștigă un mandat în comparație cu alegerile anterioare, deci da, dar nu e acel val, nu există. Însă dacă stăm să discutăm efectiv pe mandatele câștigate la aceste alegeri, republicanii câștigă 19, democrații câștigă 12 din cele 35, că mai sunt încă 4 de adjudecat. Dacă tragem așa o linie, da, și suntem obiectivi, se poate spune că republicanii au câștigat alegerile și în Senat și în Camera Reprezentanților, doar că încă nu au majoritățile ca să poată spune că au și puterea legislativă. Deci lumea este nemulțumită de politica adusă de Joe Biden. Nu așa de nemulțumită precum se preconiza. Precum credea, nu știu, Donald Trump. Și nu numai el, ci și eu de la distanță, pentru că uitându-mă... Am citit ce scris, da, în Constanța.info, nemulțumit de... Dezamăgit. Eu nu mi-am ascuns niciodată simpatie față de Donald Trump și nu mi-o ascund nici aici. Dar pot să fiu obiectiv și să văd dacă un președinte ales este un președinte bun și are o politică bună atât pentru statul pe care îl conduce, cât și pentru noi ceilalți, că totuși Statele Unite ale Americii, politica americană nu e numai în interior, ci este o politică globală. De tonul în economia mondială și în securitate are un rol extrem de important. Eu când mă uit la Joe Biden și când îl văd că se pierde pe scenă, dă mâna cu niște prieteni imaginari și vorbește uneori, nu știu de cât de des, dar oricum uneori se pare că nu știe ce vorbește, sigur că îmi pun întrebări. Am văzut la inaugurare vorbind o oră aproape, nu știu, liber și foarte coerent. Am văzut în multe situații. A trecut 2 ani de atunci. Evident, au fost și situații prezentate și de către presa internațională în care starea lui pare că se deteriorează și se ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a-și exercita această funcție în deplinătatea facultăților mentale. Ai nevoie de un președinte atât la Washington cât și la Moscova, da? Care atunci când dau butonul roșu în față să știe ce au de făcut, să nu-l apese unul din curiozitate să vadă care-i treaba și celălalt că știe ce face și se comportă ca atare. De aceea, uitându-mă la Joe Biden, n-am cum să nu văd prin el un stat slăbit. O America slăbită? O America slăbită, sigur că da. Președinte e cel care dă forța până la urmă acelui stat. Chiar dacă în spatele un aparat întreg și aparatul acela, când scoți președintele și vorbește și spune ce spune, e complicat să tai, să cosmetizezi și să arăți lumii întregi că nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa că noi am văzut cu siguranță că văd și americanii, pentru că se pare că tolerează cumva această situație, pentru că votul nu este un vot radical împotriva democraților și al lui Joe Biden până la urmă. Pe de altă parte însă există și această variantă la care cred că se gândesc mulți dintre ei, că președintele Biden nu va merge mai departe pentru un al doilea mandat, exact. Iar și și-a exprimat intenția, am citit în presă zilele trecute, iar că tatonează cu ideea unei noi candidaturi. Acum trebuie să dorească și partidul și americanii, asta este clar. Da. Dacă, sigur, democrații chiar vor să piardă alegerile în 2024 prezidențiale, pot merge pe mâna lui Joe Biden în continuare, nu e nicio problemă. Cum a ajuns America să aibă de ales între doi candidați relativ bătrâni, că nici Donald Trump nu e în floarea vârstei, după ce l-a avut pe Barack Obama 2 ani de zile, un tip de, că tânăr. Se poate. Se poate, nu? Se poate și asta, da. Sigur. Dar pot fi la 80 de ani, nu știu, Donald Trump poate fi un bun președinte. Că America mai are, vorbeam înainte de emisiune, în aceste alegeri a devenit membru, nu știu, Camera Reprezentanților, cred, un tip care are 86 de ani, deci va termina mandatul la 92 de ani.
pare că americanii votează oameni, nu știu, mai înțelepți. Poate că este, da, e corectă observația. Cred că este nevoie de oameni care prin vârstă să îți dea cumva senzația de siguranță. Omul ăsta, având o anumită vârstă, 70 de ani spre 80, trecând prin viață, știe ce are de făcut acolo. Toată omenirea are nevoie de așa ceva. Pentru că dacă stăm să ne uităm la ceilalți lideri ai lumii libere, vom vedea, cel puțin din punctul meu de vedere, lideri subțiri. Macron e unul dintre cei mai tineri președinți ai Franței. Și dintre cei mai subțiri din istoria Franței. Da? Votat din punctul meu de două ori. Votat de două ori în condițiile în care contracandidata a fost Marine Le Pen. E foarte simplu să ieși președinte așa. Un scor bun, Marine Le Pen. Un scor bun, dar insuficient. Și legătura cu Federația Rusă a costat-o foarte mult. E foarte simplu să ieși președinte așa, dar dacă ne uităm în general, în lume, vom vedea lideri destul de slabi în comparație cu cei care, de pildă, erau prin 2000. Cam așa, nu mai mult. Și probabil că dorința aceasta de a avea oameni cu experiență în spate, care experiență, sigur că vine și prin vârstă, te duce cumva să votezi un candidat care să aibă peste 60-65 de ani, poate chiar peste 70. Însă dacă în 2024 în Statele Unite ale Americii republicanii nu vor merge pe mâna lui Donald Trump, se pare că vor merge pe mâna unui alt candidat, Ron DeSantis, despre care se tot vorbește că se pregătește, care are 44 de ani. Deci născut în 1978. A verificat. Exact. Și atunci, 1978. Ar fi o schimbare radicală de la un candidat de 80 de ani, aproape Donald Trump, la unul la jumătate, 44 de ani. Deci se poate și. Dacă nu merge cu unul mai în vârstă, poți să încerci cu unul mai tânăr, pentru a avea și energia necesară exercitării funcției. Da. Poate funcționează altfel americanii, dar la noi mi-aduc aminte că Radu Mazăre a câștigat alegerile pentru că era tânăr și arăta vitalitate, se suia pe blocurile. Oamenii spus, domnule, votăm un om care face. Bine, ei sunt evident că lucrurile sunt absolut diferite între funcțiile. Cred că funcționează și pe teme în Statele Unite ale Americii, nu numai pe oameni. Temele importante ale acestei alegeri au fost, se pare că prima temă a fost dreptul la avort. Oricum, printre cele mai importante teme aceasta. O dezbatere acolo extrem de intensă. Foarte intensă. Și foarte aprigă. Între susținători și... Două tabere care probabil nu vor găsi un punct comun acolo. Unii susțin, alții nu. Da, aici nu va exista niciodată un compromis. E greu să faci un compromis din punctul meu de vedere cu clima, dar la ei acolo nici noi între noi nu vom găsi pe tema aceasta un compromis. Tocmai de aceea, fiecare cu punctul lui de vedere, iar electoratul vine și votează cum noi consideră. Noi doi cu siguranță avem puncte diferite de vedere, dar apoi o țară întreagă, da. E un subiect, da, care va apoi schimbările climatice, cu toate că pare o temă foarte generală, însă dacă stai și te uiți la cum se schimbă anotimpurile și la ce se întâmplă din când în când în lume, stai și spui întrebări, hai, nu mâine s-o întâmpla o nenorocire, dar peste 20-30 de ani probabilitatea devine din ce în ce mai mare și te întrebi, bun, eu nu știu, în 30 de ani poate mai sunt, dar copiii ce probabil că vor fi, ce facem, cum protejăm planeta pe care oricum am distrus-o și o călcăm în picioare. Refacerea economiei americane, clar, temă importantă de campanie. Cred că aici a câștigat Joe Biden puțin. Au fost create, la ultima raportare, vreo 200 și ceva de mii de locuri de muncă în Statele Unite și americanii sunt foarte sensibili la acest subiect. Da, însă o temă colaterală, dar care nu s-a dezbătut, dar cred că va avea un rol important ca dezbatere în societate, este implicarea Statelor Unite din punct de vedere financiar în războiul din Ucraina. Câți bani se duc acolo, da? Căci dacă acei bani... E un subiect, foarte... Republicanii au spus că vor avea, mă rog, se vor mai uita odată la aceste cifre și la această susținere. Pentru toată omenirea este un subiect important, căci reconstruirea Ucrainei costă foarte mult. Foarte mult și astăzi, la cum arată lucrurile, omenirea va trece printr-o criză economică și nu se știe cât îți mai permiți din ceea ce al tău să dai mai departe și să investești acolo. Este important ca Ucraina să fie ajutată
Categoric. Doar că interesul național întotdeauna e cel care prevalează. Imigrația este un subiect care nu se sfârșește în Statele Unite ale Americii. La fel a fost o dezbatere. Dreptul la armă, iară se discută. Au fost teme importante, sănătate, educație și desigur și COVID-19, însă despre COVID mai subțire. Nu mai temă principală de campanie, căci nici COVID-ul nu mai e ce era. Da, da, s-a cam dus COVID-ul. Deci se uită foarte mult la teme americane. Se uită și la teme, se uită și la candidat, evident. Se uită și la cel care este purtătorul steagului acelui partid. Evident că s-a uitat la Joe Biden, dar se pare că s-a uitat mai mult la Barack Obama, care a jucat un rol important în această campanie. S-a plimbat mai mult decât Joe Biden și poate să plimbe mai mult decât Joe Biden. E mai tânăr, și da. Să vorbească mai coerent și mai... Un foarte bun vorbitor. Avea și un staff care îi scria speech-urile. Da, da. Să știi că degeaba scrie dacă tu nu știi să livrezi și nu poți. Dacă n-ai acest dar al vorbirii care vine de la Dumnezeu, poate să scrie cu siguranță, mama discursului. Cu siguranță. Degeaba. Bun. Vedem politicieni aici cu toții care, mă rog, da. Nu se pot exprima foarte bine, deși gândurile lor, poate sau ideile lor, sunt foarte bune. Bine, noi știm că la americani, în primul rând, atunci când vedem un candidat, la orice o fi el, și care vorbește, nu în dezbateri, dar așa, care vorbește el în fața unei mulțimi, el nu vorbește liber, are Pepsi glasul, cum îi spune domnul ministru Anisie Parcă, da, are două... dispozitive unde discursul curge, el citește. Dar și asta este o artă, să citești. Nu e chiar pentru oricine. Sigur, citește înainte ca să nu fii surprins de ce scrie acolo și tot așa. Dar un vorbitor foarte bun, un lider de altfel carismatic, fără cine știe ce mari realizări manda, dar care cel puțin electoratul democrat poate să-l mobilizeze. Că despre asta a fost vorba. Fiind cumva demobilizat de Joe Biden, acest electorat, a fost remobilizat de Barack Obama și pierderile despre care se vorbea înainte că vor fi foarte mari au fost foarte limitate. Chiar dacă, repet, republicanii au câștigat, diferența este foarte mică. Dar această diferență îl pune cumva pe Joe Biden în postura ca și spus, a și făcut o declarație că invită opoziția, nu e opoziție, că i-au câștigat, invită opoziția republicană la negocieri, la discuții. Așa e normal să se întâmple în orice stat civilizat. Ai un președinte care vine din partea partidului X, parlamentul e din partea, are o majoritate din partea altui partid, hai să discutăm despre țară și despre obiective. Ce este foarte important pentru Joe Biden? Și pentru administrația democrată este ca la final, după 6 decembrie, când se va trage linie, să știe foarte clar dacă Joe Biden se poate confrunta sau nu cu o acuzație și cu o procedură de impeachment. Aici a fost miza, de fapt, că s-a tot vorbit despre Joe Biden că nu este apt. Adică dacă republicanii vor să dea jos din funcție. Să demită din funcție înainte de alegeri în 2024. Ori la cum arată acum lucrurile, se pare că nu. Și că momentan răsuflă ușurați. Dar dacă republicanii ating cele 218 mandate în Cameră și cele 51 în Senat, se deschide o altă perspectivă a relației Joe Biden și cele două camere ale Parlamentului. Și a relației Americii cu restul lumii, probabil. Și democrați cu republicani, da, se schimbă lucrurile radical. Mulți analiști au spus că Donald Trump și-ar fi anunțat candidatura la... A spus că va face un anunț important săptămâna viitoare, da. Dacă se atinge 218 cu 51, cred că își va anunța candidatura. Dacă nu, probabil că îți mai sta puțin să vadă. Cert este că în interiorul Partidului Republican, dacă poate a fost o așteptare mai mare și rezultatul este sub așteptări, această diferență între așteptare și rezultat o să fie pus în cărcă lui Donald Trump, probabil, dar dacă se vor atinge cele două ținte, nu să vine lupta să-i spună deschisă. Șeful, mulțumim, hai să vedem cum facem să mai candidezi. Până în 2024 mai este foarte mult. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că Donald Trump este căutat, din punctul meu de vedere, hăituit de justiția americană.
E punctul meu de vedere. Nu intri la om acasă să-i cauți în safe fără ca el să fie acolo. Decât înțeleg că i-au găsit acolo niște documente care n-aveau ce să caute acolo. Așa, aici încă... Nu știm de aici, încă de cât ce citim în întrebare, dar când intri la tine acasă, vin la mine acasă, da? Ok, eu nu sunt acasă. Păi asta este, bun, intri, e avocatul meu acolo. Era de față. Nu-i dai voie să vadă ce se întâmplă în camera unde este safe-ul? Sunt multe semne de întrebare, pentru că, sigur, poți să spui, păi, mi-ai pus ceva în safe, mi-ai... Categoric, mi-ai... da, da, da. Deci, dar sunt... metodele astea se practicau înainte la noi. La ruși, da. Nu la americani. În spațiul ăsta, asta da. E vorba, spațiul estic, exact, se practică și astăzi Federația Rusă. Tocmai asta este semnul mare de întrebare, băi, cum se poate așa ceva la voi, la americani? Da, se pare că se poate și discuția despre fraudă există în continuare și la aceste alegeri legislative. Este foarte important de observat că și la aceste alegeri au fost foarte multe voturi exercitate prin corespondență, sunt vreo 41 de milioane de voturi, este de două România și un pic, da? Enorm, foarte mult și sigur că ele pot să basculeze, de pildă, rezultatul care... pe care l-ai la un moment dat, până când desfaci baloții aceia care vin cu voturile prin corespondență. Donald Trump a acuzat la alegerile prezidențiale în 2020 că până la ora X, când se număraseră voturile care fuseseră exercitate la urne în acea zi, el câștigase alegerile. Și acele voturi exercitate prin corespondență cu o săptămână sau două înainte, că atunci a fost termenul final de exercitare, au basculat rezultatul. Nu se știe încă dacă s-a întâmplat ceva asemănător și aici, dar sunt semne de întrebare. Pe de altă parte, eu totuși vreau să cred că într-o democrație, prin cea americană, nu poate exista așa ceva. Eu am spus că vreau să cred că dacă se întâmplă așa ceva la americani, să nu mai avem niciun fel de așteptări de la românica noastră. Nu cred că am avut așa foarte multe. Eu am așteptări ca la alegeri, da? Să nu se fure. Eu încă mai trăiesc în lumea mea, chiar dacă m-am mai auzit și eu și am mai văzut, mă rog, anumite lucruri, fiind la un moment dat reprezentant într-o secție de votare, am putut să văd voturi care fuseseră strecurate la un alt candidat. Sau da. Se mișcă dintr-o parte în da, altă. Nu să zici că erau dita mai stive, erau 4, 5, 6 și le luai și le puneai. Și... eu aș vrea să cred sau să aflu undeva în viața asta dacă a câștigat sau nu Mircea Joana alegerile. Nu știu. E interesant de aflat, da. Dacă s-ar desecretiza vreodată. Vine greu să cred că omul acela nu s-a bazat pe nimic atunci când a spus că a câștigat. Da, mă rog. Mircea Joana a câștigat alegerile în România, e adevărat. Da. Deci în țară el câștigase. Și diaspora. Diaspora, exact ca la Donald Trump cu Joe Biden. Câștigase Donald Trump atunci la urnă, dar ce a venit de dinainte a basculat rezultatul. Nu se știe niciodată. Eu pot să vă spun că atunci am fost în campanie. Aveam un sistem foarte bine pus la punct de numărătoare paralelă. Transmiteam în timp real, aproape la București, rezultatele. Și n-am știut că a câștigat Traian Băsescu decât undeva în jurul orei 1 sau 2, cam așa. După ce au început să vină voturile din diaspora. Până atunci n-a spus nimeni nimic la noi. Deci câștigase Mircea Joana în România, nu? Da. Da, da, da. Mă știam dinainte că el conducea cu foarte... n-are, e istorie. Da, 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 da. Dacă nu mergea la vântul Mircea Joana cu 3 zile înainte de alegeri, posibil să fi fost câștigător și după votul din diaspora. Da. Să vorbim puțin și despre ce se întâmplă în România acum la aproape 2 ani de mandat al puterii de la București. Cum stau lucrurile? E tulburări, nu e tulburări? Păi, fac ceva oamenii ăștia, nu fac? Nu sunt 2 ani, că dacă ne amintim, în decembrie 2020, guvernul instalat de Klaus Iohannis a fost un guvern PNL-USR-UDMR. Nu, acum e cu PSD. Da. Da. Bun. Așa am început noi, iar domnul președinte Klaus Iohannis a și ieșit atunci în noaptea alegerilor când PNL pierduse alegerile, PSD le-a câștigat, să spună că obiectivul ăsta a fost de fapt să fie pe dreapta mai multe voturi decât pe stânga. Chiar dacă nu știe dacă USR e pe stânga sau pe dreapta și cumva a lăsat să se întrevadă o alianță PNL-USR. Deci,
orice în afară de nenorociții de la PSD. Cam asta a spus domnul Iohannis an de zile, nu? Dar nu mai ții minte. Eu nu pot chiva noi PSD. I-a tocat mărunt pe cei de la PSD și în 2020 și în 2021 i-a tăvălit pe unde i-a călcat în picioare. I-a călcat în picioare pe cei de la PSD. Că asta este... Da. Asta e... Deci am avut bună observație atunci aceea coaliție PNL-USR, da, cu PSD. Care a funcționat, funcționat bine până prin când? Eu... 6 luni sau nu știu. Iulie-August. Da, iulie-august, da. Până când domnul, cum îl cheamă, cam și am și uite numele, Cățu, așa, domnul Cățu, despre care s-a o toată țara, a fost pusă pe hold ca dânsul să fie ales președinte al PNL, până când domnul Cățu l-a remaniat. A avut derogare atunci, nu, ca să fie președinte, că nu era membru de... Dar și Ciuc are derogare. Și Ciuc are derogare. Le plac derogările celor de la PNL. Și PNL nu mai este un partid, e așa, e o jucărie a cuiva care se modifică după bunul plac al cuiva, adică lui Klaus Iohannis până la urmă. Asta e realitatea. Da. Îmi pare foarte rău pentru liberalii onești care chiar muncesc, care suferă, că să știi, sunt oameni în partide, în general, care muncesc, pun suflet, care ei cred în mesaje, cred în lideri, cred când spune cineva că PSD-ul e rău. Și când ai mâna cu el, oamenii aceia chiar plâng, pe bune. Dar trebuie să înțeleagă PNL acum este o jucărie, mâna lui Klaus Iohannis și poate a sistemului, da? Asta e o altă discuție. Revenind, în iulie sau august, nu mai știu foarte clar, domnul premier, fost premier Florin Cîțu l-a demis intempestiv pe ministrul justiției, Stelian Cristian Ion. Și începând cu acel moment, România a intrat într-o criză politică. Era într-o criză oricum România, pentru că întreaga țară fusese pusă pe hold numai ca domnul Florin Cîțu să fie ales președinte al PNL. A fost ales președinte al PNL, însă la o săptămână a fost demis din funcția de premier. Ceea ce atunci părea aproape imposibil, pentru că domnul Cîțu câștigase alegerile interne ale PNL cu un mesaj profund anti-PSD. Și domnul președinte Iohannis de asemenea fusese prezent acolo și până atunci în spațiu public numai cu mesaje anti-PSD, care era responsabil pentru tot răul din România, inclusiv pentru pandemia de COVID-19, întrucât Ministerul Sănătății și spitalele și toată țara nu fusese pregătită de nimic pentru că nu avea rezerve din cauza guvernării PSD. La scurt timp, nici n-a durat, cred că 2 sau 3 săptămâni, au început discuțiile cu PSD și a fost o schimbare de guvern. Dacă mă întrebi ce a rămas din guvernarea PNL-USR, tăcere, mi-e greu să spun ceva, că nu a rămas, cred, dar abia acum vedem anumite consecințe, Planul Național de Redresare și Reziliență. I-a fost elaborat de guvernarea PNL-USR, UDR. De, în principiu, da, de USR, de Ghinea, nu? De Ghinea el a fost, da? Da, da. Dar vedem că față în acest plan astăzi există niște măsuri care, odată luate, se pare că ne fac mai mult rău decât bine, de pildă închiderea minerilor de cărbune. Înțeleg că scrie în PNR, dar cred că sunt chestiuni care pot fi discutate ulterior. Germania își deschide minele dar pe cărbune. Dar România nu discută nimic. Asta e mare. Noi nu vorbim nimic. Noi să trăiți, facem. Ar trebui să vorbim dacă Germania își redeschide minele. Da, înseamnă tocmai că e o problemă. Și în momentul în care s-a negociat PNR-ul, poate că situația era alta. Eu cred că greul pentru România și Europa nu e acum, anul acesta, când nu, avem rezerve de gaz. Sunt de acord, da. Va da, fi anul viitor. Anul, Comisia Europeană a spus, anul acesta ne-am bazat 70% pe gazele din Rusia, care nu vor mai veni, pentru că nu mai au nici pe unde să vină. La anul va fi o situație extrem de critică pentru Europa și trebuie să vă pregătiți. Nu știu pe unde vor scoate, pe unde vom scoate cu toții cam așa. Pe unde vom scoate, da. Da. E, în condiția aceasta să vii să spui că închizi minele de cărbune, poate că atunci a fost o idee bună, dar cu siguranță trebuie reevaluată. Dacă Germania o face, ar trebui să o facă și România, nu? Asta, exact, asta spun, dar nu văd momentan o
dorință de a negocia anumite chestiuni care acum îți fac ție rău ca țară. Poate cine știe la anul. Deci, dacă tragem o linie, în afară de acest PNRR, eu nu văd alte realizări ale guvernului PNL. Poate ar fi fost. Poate ar fi fost. Dar mie nu... Dar realizarea guvernului PNL, PSD? Nici. Marea realizare a acestui guvern este că există. Că a reușit să se înțeleagă, nu? Stau de un an de zile. Da, de un an de zile sunt împreună și... Fără mari certuri, cu declarații din când în când, mai este Rareș Bogdan și mai certă pe PSD, știe, și aranjează Batista și îi mai certă puțin. Da? Între domnii Ciucă și Ciolacu pare să fie o relație foarte bună, se pare că se înțeleg foarte bine, din ce mai știu și eu, inclusiv președintele Iohannis se înțelege bine cu liderii PSD. Ca dovadă, această formulă de guvernare, eu o văd extrem de plauzibilă și din 2024, dar mai e ceva, eu nu cred că au vrut. Cred că li s-a cerut sau li s-a și impus. Poate să impună celor mai mari partide din România. Mi se pare că în 2021, când acest guvern s-a pritocit, existau informații destul de solide cu privire la invazia Ucrainei. Americanii știau deja și anunțaseră, inclusiv pe ucrainieni. Știau mai mulți. Da, ucrainienii n-au vrut să creadă. Mă rog, da. Știau mai mulți și se pare că pe aceste canale a ajuns informația și în România și cumva mesajul a fost faceți cumva stabilitate politică pentru că o să fie mare nevoie că vine o perioadă complicată. Pe de altă parte, dacă ne uităm la țara de unde domnul președinte Iohannis își lua lumină, și anume Germania, da. La țara BMW, la Germania. Da, țara BMW, da. Bună observație. Inclusiv în Germania s-a produs o schimbare de putere chiar atunci în septembrie, august-septembrie 2021. CDU și Angela Merkel, după multă, multă vreme, au pierdut majoritatea și premierul german, cancelarul german, este din partea SPD, Social-Democrații, domnul Olaf... Familia Social-Democrată. Din care face parte și PSD, familia exact. Politică. Olaf Scholz. Și e posibil că domnul Iohannis să-și fi dorit să intre cumva în grațiile lui Olaf Scholz pentru că el era în grațiile Angelei Merkel, ca să fim onești. Și ca atare a înghițit puțin în sec, cu toate că nu îl văd eu pe dânsul foarte să fie așa de... Orgolios? Nu. Trece foarte ușor și peste ce spune și peste ce crede, numai ca să-i fie bine. Ca atare și ce? Vine PSD la guvernare. Așa și ce? Pe da sau ce? Nu, lasă-mă. Da, privit din punctul ăsta de vedere, a făcut un pas foarte bun. România este o țară stabilă și dacă ne uităm la țările din jur, putem spune asta despre toate. Dar era și cu USR și cu UDMR, că tot așa exista o majoritate în Parlament și cu cele două partide. E drept cu PSD, este și mai mare. E confortabilă, dar o aveai și cu ceilalți. Și din punct de vedere doctrinal, erai mai apropiat cumva de USR decât de PSD ca să guvernezi cumva da, împreună. Dacă luăm totuși în calcul că Germania este condusă de aceeași familie din care face parte PSD, tocmai. Poate că... Păi și noi discutăm despre ce aici, da? Despre, până la urmă, cum să facem frumos ca să dăm bine la poză în fața celor care conduc... marele putere europene și nu numai. Dar de ce să dăm mine la poze? Că se pare că, nu știu, ne ajută foarte mult pozele acestea? Îl ajută pe președinte? Probabil că pe dânsul da. Nu știu dacă pe noi. Poate că și pe noi ne ajută pe undeva și nu știm. S-a schimbat ceva în tonul Germaniei care se opunea intrării noastre în Schengen. Mă rog, Germania... Dar ce facem cu Olanda, că ei sunt în continuare? În Times Roman a apărut o știre frumoasă, a spus așa. Germania nu se mai opune aderării României în Schengen dacă se opune altă țară. S-ar putea că asta să fie adevărat și tonul acesta, adevărat și... această glumă, da. Da, nu știu cu ce, mă rog, vom vedea dacă ne ajută cu ceva. De la investirea noului guvern și până astăzi, la fel, greu de spus că s-a întâmplat ceva consistent pentru România. Întreaga omenire a fost și trece în continuare pe momente foarte grele după declanșarea războiului din Ucraina. Am mai avut parcă și un val de COVID în 2021, în toamnă, iarnă, dar
Da, mi-e greu să vorbesc despre chestiuni consistente. Sunt aceste măsuri sociale, dar ele vin ca urmare a unei politici foarte proaste din punct de vedere energetic pe care a făcut-o România și ca atare populația este dependentă de un ajutor ca să treacă prin această iarnă cu bine. Clar că au fost depășiți atât PNL, USR, cât și PNL, PSD de această liberalizare a prețului la energie. De asemenea, sunt depășiți cumva și de fluctuația prețului la gaz, dar mai ales la petrol, că am avut cât a fost 8 lei, 9 lei, cât a fost? Spre 10 lei. Spre 10 lei, acum apare că e undeva mai jos. Mie mi se pare la momentul de față că avem un guvern care se comportă mai degrabă ca un pompier, vine și stinge. Nu, fără să aibă o viziune? Nici nu știu în ce măsură pot avea acum o viziune în condițiile în care situația este volatilă în jur, dar cert este că au obligația de a sta la masă mai serios și de a discuta cu mai mulți profesioniști decât cei pe care îi vedem în guvern. Că ce vedem în guvern acum nu cred că reprezintă crema celor două partide din punct de vedere profesional. Că așa oameni găsește pe acolo, dar ai nevoie de oameni care să știe ce au de făcut. De pildă, și mai e ceva, și ai nevoie de oameni care să-și înțeleagă locul și rostul acolo. De pildă, să nu uite pe ministrul apărării acasă când se duc la o inaugurare. Mi s-a părut că a fost o glumă. La care o glumă foarte proastă. Prima dată, da, foarte proastă. Se pare foarte că n-a fost totuși, da. Da. L-a uitat. Unde e ministrul? Nu e aici. De asemenea, ai nevoie de un premier care să înțeleagă foarte repede mecanismele, foarte repede fenomenele, să vorbească aplicat. Domnul Ciucă, fiind un militar de carieră, nu cred că are cunoștințe solide de economie. N-are deloc. Avea domnul Câțu și nu ne ajută nici asta foarte și mult. Și asta e adevărat. Da. Nici cu domnul Ciolacu nu mi-e rușine ca să ne înțelegem. Dacă mă uit în CV-ul domnului Ciolacu, nu, pare că nici domnul Ciolacu este vreun geniu al economiei. Îmi pare rău să spun. Dar nu suntem conduși de niște lumini, din păcate, în România și despre asta este vorba. Nu te mai poți juca acum de guvernarea. Bine, nu te poți juca niciodată de guvernarea, dar acum, mai ales acum, când efectele războiului, așa cum foarte bine spuneai, nu sunt acum, sunt la anul. Cel mai... Da, probabil că va fi destul de complicat. Ai nevoie de care să știe cum să-și gestioneze economia, care să știe cum să gestioneze interesul național, să nu mai lase să fie prăduit de unii și de alții, care, oameni care să-și iubească țara și care să cunoască domeniile pe care le conduc. Ori cred că la acest capitol ambele partide pot da mai mult. Cu siguranță, da. Am văzut lucruri care mie mi se par pozitive. Am văzut că Ministerul Transporturilor, de exemplu, investește de un an, doi ani de zile, semnează contracte de câte multe miliarde de euro și investește în infrastructură. S-a început cu Chiu-Cuvea autostrada peste munți, se termină podul de la Brăila la Galați. Sunt bine. Investiții care sunt aceste semne bune, pozitive, pe care le putem trece la jumătate de mandat. Sigur că sunt, dar hai să le vedem că se și termină. Asta... Podul se termină. Nu avem drum spre pod, dar da. Podul terminăm. Bun. Japonezii își fac treabă. Se dau anumite semnale. Poate că și noi cerem prea mult într-un timp foarte scurt, dar e normal să cer că după 30 de ani lucrurile nu... Dacă 30 de ani n-ai avut nimic, n-ai făcut nimic, evident. Vrei și tu într-un an de zile, dar uite că 14 ani. Mai durează. Pe de altă parte, uite, suntem la 2 ani de la... De fapt, nu, suntem la câți ani? 2014-2022 sunt 8 ani de mandat Iohannis, da? Și noi abia acum vorbim despre România educată, proiectul de suflet al dânsului. Se pare că e un eșec incredibil. Adică n-am văzut nicio realizare concretă. Nimic. Dacă ne uităm și aici în Constanță și la nivel național, nimic. Ba din potrivă, o degringoladă, nimic. Lucruri care se schimbă de la an la an. Un proiect legislativ început de Sorin Câmpeanu, rămas undeva în aer, continuat sau nu, depinde de 2023 cu România educată pe hârtie, când în realitate e cu probleme. Apoi, din punct de vedere al gestionării actului de cultură. Avem acolo un minister al culturii, dar ți se pare că se investesc bani în infrastructura culturală din România? Eu n-am văzut. Nu. Uităm în Constanța, nu vedem absolut nimic. 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 Niciun teatru, niciun... Eu am crezut că în atâta mare de vreme, nu știu, ar fi început măcar construcția unui teatru pentru Constanța.
Nu, nu. Infrastructura de sănătate, la fel, despre ce vorbim? Ceva nou prin țară? Da, ne face Mihai Lupu spitalul regional în 2 ani de zile. Da. Bun. Ne face, așa a spus. Să-l vedem făcut. Eu spun altceva. Hai să vedem fundația. Să vedem fundația pusă. Eu sunt absolut convins și părie jumătate din regatul meu că nu va fi gata în 2 ani de zile, dar așa cum spui, să vedem. Sunt firme. Excavatorul. Sunt firme care dacă au banii, probabil că pot duce un astfel de proiect la sfârșit în 2-3 ani de zile. Posibil să fie cineva care să aibă această putere, dar numai să ai banii. Să construiești un spital regional costă foarte mult, n-ai banii. Am văzut în Turcia un spital și Turcia investește masiv în infrastructura de sănătate, cred că a fost terminată în, nu știu, 7 sau 9, cred că 9 ani. Turcia, investiții private de bani, zeci de milioane de euro, a durat foarte mult și acolo. Mă rog, să-l vedem făcut. Cert este că am scris recent o știre despre un spital, American Hospital din Turcia, care și-a deschis aici o reprezentanță. Poți să te duci acolo, obții gratuit un diagnostic și te poți trata contra cost, evident, în Turcia. Foarte, foarte vizualizat. Cred că cea mai vizualizată știre. Pentru că lumea are nevoie să știe că există o speranță când se îmbolnăvește și nu are încredere în sistemul sanitar, din păcate. Uite, din Constanța, din România. O să spun acum o chestiune pe care am trăit-o până la urmă. La condițiile asigurate personalului din Spitalul Județean, cel care sunt în interior, eu pot să spun că este o performantă să lucrezi acolo. Oamenii care lucrează acolo zi de zi, chiar dacă sunt sigur, mai și dau greș, mai și fac. Dar orice medic greșește. Deci, da. Și nu îi deculpabilizez în vreun fel, ca să ne înțelegem, dar numai pentru faptul că reușesc să reziste acolo, pentru mine e un lucru de apreciat, căci nu există condiții pentru a desfășura munca de medic în Spitalul Județean. Bine, nu în tot, sunt secții care sunt într-adevăr care sunt renovate, utilate, renovate, acolo tot ce trebuie, dar sunt altele unde e o performanță ca să-ți faci treaba. Când tu nu oferi până la urmă condițiile necesare și serviciul pe care îl prestezi nu mai e de calitate. Categoric, dar oamenii cred că nu critică medicii, decât punctual, pentru că medicii mai pot greși. Critică sistemul și pe liderii acestuia, pe politicienii care nu sunt în stare să construiască un spital nou în 30 de ani, da, pe cei care strâng banii de la noi pentru sănătate și îi risipesc pe cine știe ce. Îi fură, că nu mai se fură, da, avem cazuri, da, intră DNA pe fir. Asta critică oamenii, nu medicii, pentru că dacă am văzut în sistemul privat, dar și în sistemul de stat, medici excepționali. Absolut. Da, sunt foarte aceiași, bun, lucrează bun. Și în privat și în, da. Știu, cazuri de români plecați în diaspora care vin să se opereze aici pentru că medicii de aici sunt mai buni și pentru că accesibilitatea e mult mai mare. Dacă vrei să ajungi la un medic specialist în Anglia, în Marea Britanie, aștepți 6 luni de zile. Aici îl poți vedea mult mai repede și te poți opera. Trebuie să vezi și ce vine din urmă. Căci cei care astăzi sunt foarte buni, mulți dintre ei au și o vârstă și va veni momentul când vor pune bisturiu sau stetoscopul în cuier. Dar din urmă, ce vine? Ne uităm la sport, de pildă. Da? Pe România, mă și uitam zilele trecute, au fost campionatele mondiale de gimnastică. Nu a existat România acolo. România care era campioană mondială de-a lungul timpului. Campionate mondiale la rând le câștiga, le băteau. La un campionat european sau mondial de fotbal n-a mai fost de... Nu mai văd. Nu știu. Uite, vezi. Da. Handbalul înțeleg că rezistă bine. Suntem prezente la campionatele, campionatul, da, dar nu, nici acolo nu mai e. Nu mai e. Momentan avem un performer deosebit pe David Popovici. Da, el este un... Da, nu cred că e meritul statului român. Meritul sub nicio formă, român. Este meritul părinților. Acum îl ajută cu niște bani, da, dar asta e foarte bine, dar până și acum... Și este ca federație, federația de canotaj, este regina sportului românesc astăzi, care a obținut
medalii de aur și la campionatele mondiale și la campionatele europene, suficient de multe cât să fie o forță România în lume, însă în rest nu prea. Și mai avem acești copii deștepți care vin cu multe, multe medalii de aur, de argint, de bronz, de la olimpiadele internaționale de informatică, de matematică, de fizică. Da. Aici ea nu este deloc meritul statului de chimie, român. E meritul familiei, al copiilor în primul rând, al familiei, al profesorilor. Și al profesorilor care muncesc cu acei copii. Da. Și acei copii, eu sper din tot sufletul să rămână toți în țară. Mihai, să nu plece și să-și facă... În Franța, dacă vreau un licean să studieze în Franța, trebuie să plătească o taxă. Evident că poate obține o bursă și nu plătește nimic. Taxa pentru studiile universitare în Franța este de... Hai spune o cifră, tu. Cât costă pe an să studiezi în Franța? Cât crezi? La o facultate. În euro, în ce? În euro. Păi nu știu, 1000 de euro pe lună, 12.000 de euro. Zic 170 de euro pe an. Taxa de studii în Franța. 170 de euro pe an? Da. E, nu multă lume știe asta, dar dacă vrei să pleci undeva și îi cauți și vezi că e 170 de euro pe an taxa în Franța. Băi, mă duc. Franța, unde mănânci bine, o țară frumoasă. Mă rog. Da. E o țară frumoasă. Mănânci foarte bine. Da. 170 de euro pe an. E greu să ții în țară pe copii când ai asemenea oportunități. În Olanda, la fel, e foarte ieftin. În Anglia lucrurile s-au schimbat, în America e puțin diferit. E foarte greu. Să sperăm că vor rămâne sau că vor pleca și să vor întoarce. Da, asta e tot ce putem. Mie să mi se pare foarte trist că odată la 4 ani de zile, nu ca la americani din 2 în 2 ani sau din cum și aleg ei parlamentul, mergem la vot. Adoptăm un partid, candidații care ni se propun, se formează o coaliție guvernamentală, dom'le, dar nu îi vedem pe ei mai buni în guvern. Toate partidele au oameni foarte buni. O spun pentru că am fost și am văzut și știu, cunosc. Din păcate, n-ajung cei mai buni să conducă. Asta e marea drama României. România are creiere, de la mic la mare, care să poată conduce nu numai țara, ci tot ce înseamnă administrația locală deconcentrată ale statului, astfel încât România chiar să fie o țară care performează. Politica asta făcută de oricine în România și mai ales de oameni care nu au nicio legătură cu, și cu politica, dar mai ales cu o meserie, cu un job, cu o profesie, ne duce în situația în care partidele politice în România, atunci când ajung la guvernare, ele devin efectiv AJOFM-uri, agenții de ocupare a forței de muncă. Membrii de partid, clientelă, hai să-i angajăm. Frate, nu ne facem bine niciodată așa. Trebuie să vină cineva la un moment dat, spunem, bă, gata, hai să vedem. Unde suntem? Suntem în groapă. Hai să încercăm să ieșim de acolo. Cum unde ieșim? Să se angajeze și oamenii aceia? Că dacă erau capabili să facă ceva foarte bun în viață, puteau lucra în privat și câștiga mai mult la stat. Nu toți cei care sunt membri de partid sunt și proști. Ca să fim onești. Nu, n-am spus asta. Dar cei care vin și bat la ușa partidului și spun vreau și eu un loc la stat de muncă, nu cred că sunt geniile pământului. Pentru că ar fi putut să facă, să aibă o slujbă bună și în privat. Așa cred eu. Sunt și, deși oameni, fi și sunt și oameni buni. Dar tu trebuie să ai puterea de a refuza pe cel care nu este un gen al pământului, dacă ai sprijinit de prietenul tău sau de cunoscut sau de șeful tău de partid. Spui, bă, nu, că nu e competent, și să pui pe unul care știe ce are de făcut acolo. Că ce altfel se perpetuează starea aceasta din care nu mai ieșim de... până la urmă de incompetență. Că de aici vin toate relele. Nu pui omul potrivit la locul potrivit și... Dacă alegem primari incompetenți, își vor alege o echipă incompetentă și fără nicio legătură cu ce am spus mai devreme, cum stau lucrurile în Constanța. E tulburări de Constanța după 2 ani în administrația locală, în acest menajotroac. Așa mi se pare mie, că menajotroac între PSD, PNL și USR. Că USR bastăba pleacă, nu știu dacă știe ce vrea, PSD chiar votează când pentru PNL, când împotrivă, PNL nu știu dacă e în relații foarte bune cu actualul primar care e PNL, că uneori, nu știu, la ultima dată am văzut că primarul PNL a luat proiectul de hotărâre al PSD despre parcări și a zis să-l votați pe ăsta, nu pe cel
realizat de colegii mei. Deci e noaptea minții, nu? Da, dar putea să fie o capcană aceasta. Eu așa, cred că a fost o capcană, ca să mai trag o lună, să mai adunăm niște bani. Și da? Să le arate și lor de la PSD, băi, uite, eu am vrut, dar dacă nu vor ăștia, ce să fac acum? N-am eu ce să fac, îmi pare foarte rău. Am vrut să vă ajut, dar da, nu mi-a ieșit. Se pot întâmpla. Cred că îi poate ajuta de... altfel pe cei de la PSD și pe Barosani din partid. Aici nu... Da, bun. Barosani, apropo, e un termen folosit de consilierii PSD, nu de către mine. Eu vorbesc mai elevat. Barosan sau Baron? Că... Barosan, Barosan. Am înțeles. Ce facem? Vorbim cu Barosanu și după aceea ne... Dar e unul sau sunt doi? Bună întrebare! În speța de față era unul, eu cred că sunt doi. Am înțeles, da. Am înțeles. De altfel, așa că să fac o precizare, m-am mirat întotdeauna o paranteză, cum cei de la PSD, acum vorbim foarte serios, sunt mult mai liberali decât liberali. Adică liderii PSD au făcut afaceri și au făcut corecte. Instanța n-a spus altceva. De milioane de euro, sunt cumva mai liberal social-democrații din Constanța. Cum merge acest menajator din Constanța? După acești 2 ani, da, de administrație liberală, până la urmă, dacă dăm la o parte proiectele începute de administrația PSD... 40 și cât au fost? 48, parcă. Da? Dacă dăm la o parte aceste proiecte și ne uităm strict la lucrurile începute sau terminate de administrația liberală din promisiunile de campanie, vom vedea că acești 2 ani de mandat nu au adus prea multe pentru oraș. Ca să nu spun că nu au adus nimic, să nu fiu răutăcios. Dar puteau aduce în 2 ani de zile, puteau construi de exemplu, puteau aduce începuturi nou sau puteau aduce începuturi. Puteau aduce începuturi. Aceste începuturi le vedem de cumva în 2023, le vom vedea, pentru că văd că se discută despre parcuri modernizate, 2 sau 3 dintre ele. Cumva, despre parcuri noi, cumva de la zero, Central, despre parcuri noi, da. Deci, noi, la momentul de față, discutăm despre idei. 2 ani de zile. Administrația a venit cu niște idei, dar eu îți spun onest, eu așa mă așteptam să fie. Întrucât am fost acolo 4 ani de zile, eu am și spus că primul an al administrației Chițac, având în vedere că nici un om din jurul dânsului și nici dânsul nu cunoșteau administrația locală. Și crede-mă că administrația nu este ușoară, nu este pentru oricine și nu se învață foarte repede. Închid paranteza. Având în vedere aceste lucruri, am spus că vor avea nevoie de cel puțin un an de zile ca să înțeleagă ce se întâmplă. Mihai, dar de ce nu ții un om pregătit în administrație dacă n-ai pe nimeni? Adică aduci pe Felice Ovănesian, avocat, de succes și bun. L-aduci pe Ionuț Rus, om de afaceri. Ok, dar n-aduci pe cineva care știe administrație. Păi nu e asta vina primarului? Poate crezi că le știi pe toate tu. Asta da, este vina ta, când chiar crezi că le știi pe toate. Adică nu ții în echipă pe cineva. Dacă mă uiți la consilierii personali, domnul Mândilă, nu părea un om care venea neapărat din administrație. De ce se a fost consilier județean și de ceilalți? Ce se întâmplă? Crezi că poți să le duci tu de unul singur sau cu oamenii tăi și că nu este nimic care nu poate fi învățat? Nu vorba de... E adevărat. A, aici ai spus bine. E nimic care nu poate fi învățat, dar înveți într-un an, înveți în 2 și înveți pe timpul și banii noștri. E adevărat, dar exact, trece poate prea mult timp până când înveți tu în condițiile în care poți să treacă mai puțin cu niște oameni care să știe cam cum se mișcă lucrurile în primărie. Deci primul an de zile, eu cred că a fost un an în care actuala administrație cumva a început să înțeleagă cum funcționează aparatul primăriei, că te pierzi prin el, cum funcționează orașul, care sunt problemele, că sunt mai multe tipuri de probleme aici. Sunt probleme nerezolvate în 30 de ani, care sunt foarte multe, sunt problemele generate de promisiunile tale de campanie pe care îți dai seama că nu le poți livra, că ai spus una și când te duci și vezi, o, stai puțin că nu pot din varii motive, obiective toate, că se poate întâmpla și asta. Și mai sunt și problemele care sunt generate, așa cum am văzut până la urmă, de faptul că alianța din Consiliul Local nu funcționează așa cum îți dorești tu și poate să-ți dea din când în când, cum se spune în fotbal, la oase. Să te angajezi că faci ceva și să iasă cumva pe invers. Ce n-am înțeles eu la administrația condusă de domnului Virgil Chițac este de ce a început cu un scandal. Că ne amintim în 2020 spre final și în 2021 spre început, dânșii au început cu regulamentul de parcare.
în condițiile în care nu era printre obiectivele enunțate în programul electoral, și anume creșterea tarifelor și, mă rog, tot ce a fost... Eu cred că întrebarea e simplă aici, pentru că știu așa din interior că unul dintre cei din conducere se bucura pentru că încasaseră mulți bani după implementarea acestui regulament, încasase primărie. Au vrut bani. Orașul Constanța este un oraș cu buget mic, aveau nevoie de bani, hai să facem un regulament de parcare repede, prost, dar să încasăm bani. Păi, din cauza asta nici nu-l modifică, pentru că regulamentul a fost, o altă propunere de regulament a fost făcută de acum un an de zile. De atunci stă prin sertare. Nu mai bine îl faci bun și nu foarte repede? Dar îl cine faci... să facă? Știe cineva de acolo? Nu. Au citit o carte și pe baza acelei cărți au venit și au făcut un regulament prost. Prost. Dar nu mai bine e regulamentul anterior și faci un upgrade... Pui într-o dezbatere publică, vezi cum au făcut și alții și faci un regulament bun în cazul exact. În care de pildă tu nu te pricepi. Vezi cum au făcut și alții și faci, nu inventezi tu. La noi s-a inventat. Acești doi ani au fost pigmentați și de, mă rog, conflicte verbale, ca să le spun așa, între consilieri și doamna Ovanesian, între consilierii USR în primul rând și primarul Virgil Chițac. Ba chiar între viceprimarul PNL Rusu și doamna Ovanesian. Da, cum a spus ultima dată? A făcut-o... Da. Da. Da, și ceva, care... între noi fie vorba atinsă de o dreptate domnului Ovanesian în acest conflict cu Ionuț Rusu. Nu știu de ce. Mă rog. Știi, din punctul de vedere al constanțeanului care așteaptă să vadă lucruri de la această administrație, n-are nimeni dreptate. Corect. Ei nu trebuie să se certe între ei, că nu de asta au fost votați. Mă rog, singurul care a fost votat acolo a fost Virgil Chițac. Doamna Vanesia nu s-a certat cu Ionuț Rusu. Nu, cel care se certă e Ionuț Rusu, asta aveam să spun. Vine, apare prin emisiuni și o ceartă de parcă pe noi ne interesează asta. Asta e chestiune care trebuie să fie rezolvată acolo în interior. Ca la grădiniță, categoric. Da. Du-te la tovarășul primar și explică-i cum stau problemele, dacă sunt probleme. Dacă ești nemulțumit, pleacă. Corect, da. Bă, nu pot, asta e. N-am auzit-o pe doamna Ovenesean criticând pe cineva. Eu îmi fac treaba și atât. Mă rog, bine, prost, uneori bine, uneori prost, în opinia mea, da, ok. Acest mandat este pigmentat de... Categoric. Discuții în contradictoriu între... primar, între, așa cum spuneam, consilierii, în primul rând cei USR, cei PSD au fost și ei, la un moment dat, mă rog, mai vocal, dar nu s-au auzit la fel cum s-au auzit cei de la USR în acești 2 ani de mandat, cu toate că cei de la USR au fost cumva la putere. Deci n-aveau de ce să critique, pentru că erau acolo cumva în alianța guvernamentală locală cu cei de la PNL și dacă stai să-i întrebi pe cei de la USR, mă băieți, voi în 2020, când ați semnat acel protocol de colaborare cu cei de la PNL. Pe desktop-ul am și îl citesc așa în fiecare săptămână. Ce ați făcut voi de acolo? Și, nu știu, să răspundă. Am făcut 1, 2, 3, 4, că vine 2024 și întreabă lumea, mai ales ai lor, voi ați fost acolo 4 ani de zile, în condițiile în care ați văzut că nu puteți face. Deci ați mai stat în alianța guvernamentală și n-ați fost în opoziție? Și aici răspunsul e simplu, dar o să fiu răutăcios. Pentru salarii. Pentru de unul? Ce? Mai multe salarii. Care? Cât? Două, trei? Păi, salariile celor angajați în primărie, cei angajați în primărie au mai avut, poate, anumite beneficii, au mai putut angaja pe altcineva. Și turiști influență. Să se duce la 22-23% la 10% din cauza a 5 salarii? Eu n-aș face asta. Păi, câți oameni contează în USR? Sunt mai mult de 5 oameni care contează în USR? Contează buzunarele lor, nu oamenii, să înțeleg, da? Păi atunci hai nu știu, poate mă înșel eu, poate am o... În USR sunt USR și oameni... a făcut și lucruri bune, da. Bugetarea participativă, de exemplu, e oameni... pusă de USR. Sunt practică. Și oameni de toată isprava în USR, cu care se poate vorbi, se poate dialoga, care și-au luat în serios acel rol de consilier local. Clar că sunt și oameni foarte buni și, dar în același timp sunt și oameni care poate că mai au cu de, siguranță, ca peste tot. Ar fi arătat orașul de învățat. Ar fi arătat orașul mai bine cu Stelian în primar? Nu cred. Nu. Ce cred că ar trebui să corecteze Virgil Chițac în următorii 2 ani de mandat în mod, două lucruri. Această
atitudine autosuficientă a dânsului, că pare a fi un om care le știe pe toate și care nu acceptă să fie contrazis sau să-i se aducă... Sau se prezintă realitatea așa cum e, că nu știu dacă respinge realitatea, nu știu asta. Mie mi se pare că dânsul, repet, e undeva un pic mai sus și restul suntem mai jos. Greșit. Așa a fost și Decebal Făgădău, o spun cu toată responsabilitatea, și a pierdut. Dacă vrea să rămână acolo, acolo va rămâne și în 2024. Cei de jos vor avea grijă ca să-l trimită acasă. Deci dacă va coborâ cumva printre noi cei mulți, cred că va avea numai de câștigat. Asta e unul la mână. Și doi la mână, este vital pentru dânsul și pentru PNL să-și ia programul electoral și să vadă ce au promis. Că n-au făcut nimic din ce au promis. Nimic. Și spune, păi, dar de ce ai promis dacă n-ai făcut? Pentru că înseamnă că ne-ai mințit dacă n-ai făcut nimic. Păi n-am putut. Bun, e în ordine. De ce n-ai putut? Explică. Vino și explică de ce n-ai putut. De ce Bal Făgădău? O altă eroare. A explicat foarte târziu anumite promisiuni, angajamente care n-au ieșit. Le explici că nu se pot face. Și sigur că argumentezi. Într-adevăr, constanțenii nu vor să mai audă alte argumente, nu vor să mai audă de ce n-ai putut să faci. Dar totuși, fii onest și spune. Că minciunea are picioare scurte și te costă în 2024 foarte mult. Un sondaj de opinie comandat și elaborat de o firmă, la comanda USR, îl dădea pe domnul Virgil Chițac la 12%. Așa mult? Cu PNL în spate poate plecă, da. Cu PNL în spate, da. Da. Cu PNL se înțelege, da. De fapt, cred că trage jos PNL. Dar sub partid. Da? Da. Pe Decebal Făgădău pe locul întâi, cu 28% și el sub partid, sub PSD. Singurul care era pe acolo era Stelian Ion cu 20-21% și USR-ul cam tot pe acolo. Ăsta era sondajul USR. Bun, fiind al USR, înțeleg cifrele USR-ului. L-am umflat puțin pe Stelian, bun. Mă, da, Făgădău 28 și să-l dai pe locul întâi. Dar mie mi se pare puțin 28 în condițiile în care... Era în vară. În condițiile în care au fost preluate toate proiectele sale și duse mai departe. Da. Și probabil că la o viteză mai mică Făgădău le putea duce la o viteză mai mare. Probabil. Cunoscând mai bine primăria, apoi cunoscând mecanismele, probabil că da, le-am fi văzut cumva avansând mai repede. Ele se vor încheia până în 2024, până când Doamne vor fi alegeri. Da? Pentru Constanța e binevenit. Fără doar și poate să le facă pe toate. Dar... Poate că te va întreba cineva în 2024. Măi, domnul primar de la PNL, tu vii numai cu proiectele celuilalt? Proiectele tale unde? Numai tale cu ce vii, cu ce ai făcut. Și nu, eu nu spun cu răutate, că n-am nimic de câștigat din povestea asta. Dar trebuie să vii și să arăți. Am promis asta, am făcut asta. Eu mă gândesc ce o să promite peste 2 ani de zile în condițiile în care n-a făcut ce a promis acum 2 ani de zile. Că mai avem un exemplu, Nagigea, promite primarul de acolo la 4 ani cam același lucru. Da. Mai este ceva. Poți să-ți asumi proiectele celor dinainte în condițiile în care nimeni nu apără acele proiecte. Pentru că nimeni în PSD nu-i văd ieșind și spunând, bă, sunt proiectele noastre. Am văzut o declarație a lui Ion Dumitrache, oarecum, cum să spun, speriat, temător cumva de ideea Decebal Făgădău, de ideea unei candidaturi. Așa am simțit eu, am citit interviul. Da, deci cine să-și asume? Dar de ce s-ar teme de un Decebal Făgădău candidat, mai ales că este favorit? Acum, fără să vorbesc de cazul ăsta, oamenii politici se tem de oamenii pe care nu-i pot controla. Dar nu vorbesc de Ion Dumitrache și de Decebal Făgădău. Eu dacă aș fi șef de partid și aș avea anumite obiective, cușer sau necușer, aș vrea un om pe care să-l pot controla, nu? Nu. Eu dacă aș fi șef de partid, mi-aș aruce în jurul meu numai oameni mai buni decât sunt eu, ca să câștig toate alegerile și cu acei oameni să fac nu pentru mine și nu pentru ei, ci pentru comunitate. Așa aș face eu politică. Păi da, dar alții sunt și oameni de afaceri. Știi ce? Nu vrei să stai tu la afaceri? Păi nu, de ce nu? În Anglia premierul numit are, nu știu, avere de aproape 1 miliard de euro și a lăsat afacerile deoparte și conduce Marea Britanie. Păi și ți se pare ție că oamenii de afaceri care fac politică și lasă afacerile la o parte în România? Nu! Intră în politică pentru... aș suplimenta pentru a-și crește afacerile. Asta e problema. Asta e problema. Da. Și mulți dintre ei intră
rămânând în afacere. Da. Și, din păcate, ei prosperă, poporul nu. Poporul nu. O să rămâne de văzut ce se întâmplă în următorii de ani de zi. Da, așa cum spunea, sperăm amândoi ca aceste proiecte să fie duse la capăt. Absolut, să fie toate proiectele. Deci, eu sper așa. Virgil Chițac să încheie toate proiectele începute de DC Barfăgădău. Doamne ajută. Și mai sper să își termine jumătate din cele pe care le-a promis. Că e clar că n-are timp să le facă pe toate. Dacă le face pe toate acestea, Constanței îi va fi mai bine și va fi și dânsului mai bine. Va avea o șansă în plus la alegerile locale în 2024. Deci eu îmi doresc să fie cât mai mult pentru Constanța, cât mai bine pentru Constanța și să fie pace. Asta e cel mai important. Să fie pace, că trecem de această iarnă și vom vedea la anul cum va fi. Un an complicat să anunță 2023. Mulțumesc, Mihai, pentru și eu mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați citat. Să aveți o zi excelentă și în pace în continuare.